Un eveniment de anvergură se desfășoară zilele acestea și la Alba Iulia, Simpozionul Internațional de știință, teologie și artă, ale cărui lucrări au fost deschise astăzi, este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității 1 decembrie 1918 în parteneriat cu Arhiepiscopia Alba Iuliei, Secretariatul de stat pentru culte și Consiliul Județean Alba. Evenimentul reunește teologi și cercetători din țară și din străinătate. Cea de-a 23-a ediție a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă se desfășoară sub genericul Teologie și Medicină, dimensiunea bioetică și terapeutică a credinței și a științei. Lucrările au fost deschise în această dimineață cu o slujbă de tedeum, oficiată de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu, în paraclisul Sfinții Treierarhi al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. La momentul de rugăciune a participat profesorul francez Jean-Claude Larche, unul dintre cei mai mari teologi ortodoxi contemporani, invitatul special al ediției din acest an a simpozionului. Să ne fie clar că dacă Hristos este adevăratul doctor, biserica este spitalul obștesc pentru vindecarea omului în integralitatea persoanei sale, suflet și trup. Cele din tâi unități medicale au luat ființă prin biserică și în biserică, ea asigurând extensiunea lucrării tămăduitoare a lui Hristos. De aceea, în spitalele din România s-au deschis capele religioase și au fost rânduiți preoți capelani care să acorde bolnavilor asistența pastorală. Prin aceasta se exprimă convingerea că biserica și medicina sunt două surse care numai împreună pot fi transformate într-un izvor al tămăduirii. Întâlnirea a continuat în aula Dumitru Stăniloae a Facultății de Teologie Ortodoxă, acolo unde a avut loc sesiunea plenară a comunicărilor științifice. Tema simpozionului generică Teologie și Medicină, s-a axat mai mult prin invitații și referatele care au fost susținute mai mult pe terapia spirituală sau duhovnicească a omului contemporan, având invitați din țară și străinătate, participanți din șase țări și două continente, iar în centrul studiilor și a preocupărilor acestui simpozion rămâne personalitatea și preocuparea marelui filozof și teolog contemporan nouă, Jean-Claude Larche, care a participat fizic la lucrările simpozionului nostru. Este un simpozion care vine să completeze un gol, lipsă în pastorația contemporană, o activitate misionară în Biserica noastră ortodoxă și credem că lucrările care se desfășoară pe cele două zile constituie o îmbogățire, nu numai academică științifică, ci și duhovnicească pentru participanți și nu numai pentru aceștia. În a doua parte a zilei au avut loc prezentările lucrărilor pe arii de cercetare științifică este o bucurie astăzi să fim la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia pentru a deschide un simpozion care, iată, peste timp a reușit să devină tot mai puternic din punct de vedere al calității științifice a participanților și a numărului crescut de tineri care au venit astăzi în sală la deschiderea acestui prestigios simpozion. Eu vreau să-i felicit pe toți cei care s-au implicat în organizarea acestui simpozion să-i asigur de toată susținerea mea și a staffului universității, deoarece manifestările științifice fac parte din viața de zi cu zi a unui cadru didactic universitar. Felicitări încă o dată și la cât mai multe simpozioane! Este o adevărată bucurie să fiu aici, la Alba Iulia, încă o dată. Această universitate, Facultatea de Teologie Ortodoxă, a organizat unul dintre cele mai importante evenimente cultural-ortodoxe. Vin aici în fiecare an, de mai bine de 10 ani particip, și este o imensă oportunitate să discut despre probleme din teologie și medicină. Eu mă ocup cu bioetica și gândiți-vă la provocările din aceste domenii. Aici am ocazia să discut despre problemele cu care se confruntă medicii și asistentele medicale, precum și ceilalți furnizori de servicii medicale. My talk that I'm giving is a telling a story about a physician cared Discursul meu spune o poveste despre suferință. Sunt un medic care a îngrijit zeci de mii de pacienți care mor și, prin urmare, ofer o parte din experiența mea de a încerca să îngrijez pe cei care suferă. Dar spun și o poveste despre mine ca pacient. Cu câțiva ani în urmă, am avut un accident în care mi-am rupt gâtul și câteva oase mici. Am fost foarte bolnav și am avut multă durere și suferință. Și ceea ce am învățat din asta a fost necesitatea unei oportunități de a găsi recunoștință în mijlocul suferinței. Sunt foarte încântată de conținutul bogat al acestui simpozion. Tema pe care o abordează se referă la raportul dintre teologie și medicină. Eu sunt teolog și psihoterapeut, din acest motiv găsesc titlul acestui simpozion drept unul foarte potrivit. Tema mea a tratat biotica drept dar al vieții. Cred că discuția ne-a ajutat în ambele direcții. Pentru că aici, în România, ai rădăcina, credință, ai cultura, ai moaștele, ai de toate și noi învățăm de câte ori venim aici. În cadrul lucrărilor, Corul de Tineret al Societății Corale Bisericești, Branco, din Niș, Serbia, a susținut un recital. Lucrările simpozionului vor continua mâine atunci când teologul Jean-Claude Larche va primi titlul de doctor honoris causa al Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia.